Cancerul de prostată a ajuns să fie una din patologiile cele mai frecvente ale aparatului urinar la bărbat. Deține locul întâi în patologia neoplazică a bărbatului și nu este deloc de neglijat faptul că atunci când ea nu este descoperită în timp util, rezultatele sau evoluția în timp poate să fie cu consecințe dezastruoase pentru pacient. Așa că este foarte important ca un pacient de la o anumită vârstă, începând în decada a 5-a de viață, să facă controle periodice, să se prezinte la medicul urolog, acolo unde cu un set minim de investigații, în scop preventiv, pot fi diagnosticate cancere de prostată într-un stadiu util, un stadiu optim pentru operație, astfel încât rezolvarea chirurgicală să-i asigure o eradicare totală a patologiei acestea neoplazice de prostată, astfel încât operația să aibă rol curativ, nu doar un rol paliativ. Deci este foarte important ca pacientul să vină la medic, să facă acest set minim de investigații, să fie investigat, să fie diagnosticat corect și odată pus un diagnostic la timp, în momentul prezentării la medic, să-i se poată acorda o șansă prin intervențiile chirurgicale adresate prostatei, să-i se acorde o șansă la viață, o șansă care să îl facă să aibă o calitate a vieții bună, să aibă o reintegrare bună în viața socială și familială și, bineînțeles, o evoluție bună în timp.